Bine, de la programare, de exerciții de matematică. Așadar, Daria, bine ați venit. Voi, cei care ne urmăriți, bine ați venit, nu? Da. Prietenii noștri. La ei ne referim în primul rând. Și, așa cum spunea o mămică, ieri a scris un mesaj din Madrid și spunea, zice, domnule profesor, Nici nu știți câte bucurii ne produce să sufere, pentru că dumneavoastră, de acolo, din România, ne bucurați pe toți cei care sunt de vorbitori de limba română. Păi da, dacă fac și acolo tot la nivel dintre ăsta mare... Important este că, zice, lucrurile de jos nu sunt cunoscute. Și spunea că are 55 de ani și că în clipa asta face lecțiile. Și spunea un lucru atât de frumos încât, zice, în momentul în care ajung în România, primul lucru care îl fac, voi lua toate volumele dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți nemuritori. Veți fi nemuritori pentru tot ce ați lăsat. Vedeți, a zis că are 55 de ani. Deci a învățat în timpurile alea, când noi învățăm da, altfel. Dar spunea un lucru. Pentru copiii mei, pentru nepoții mei, acum mă frământă foarte tare. Și dumneavoastră, făcând așa, aveți o operă, pur și simplu o operă construită. Așa că, mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a rânduit mie chestia asta. Nu precuvețesc niciun efort. Și astăzi trebuie să spun că am venit mai devreme un pic. Un băiețel, Raul, din Satul Mare, din clasa 9, mă ruga să se arăt ceva. Dar eu am venit un pic mai devreme, fetița s-a întârziat un pic, am profitat de ocazie și am făcut și cu Raul lecția. Explicându-i niște lucruri pe care la clasă, despre care el nu știa nimic, nu înțeles nimic. Asta e marea drama școlii. Deci este forma asta de prezentare a lucrurilor. Deci dacă vreți probleme cu frații, da. Eu am. Da, probleme cu frații. Faceți de celea. Dar știi ce? Eu aș vrea să înțelegem. Știi ce mă-i teamă? Hai să-ți povestesc ceva. Când vine Davide și cu Cassandra, noi suntem mult în față și tu te plictisești. Dar hai să facem o întrebare că la aritmetică, aici este teren nesfârșit. Adică aici putem lucra foarte multe probleme. Și tu îmi pregătești probleme cu fracții. O să fac și ce? Și să satisfac bucuria de a lucra și așa ceva. Deci da. O gospodină folosește 4/6 din cantitatea de cireșe pentru dulceață. Deci 4/6 din cantitatea de cireșe pentru dulceață. De cireșe pentru dulceață. 3/4 din rest pentru compot. Da, Leonța? Dar nici nu se vede. Că lucrează băieții ăștia la toată povestea asta și nu se vede. Nu-i din cauza mea. Nu se aude din cauza că ei lucrează. Păi se vede într-o dublă pagină, știi, așa acolo. Dacă mă uit dacă e de la mine sau nu. Imediat. Mulțumesc frumos. Probabil că se vede ceva. Nu, dar nu e la noi. Deși e verde, verde, da. Nu se aude din cauza lor. La mine bateriile lucrează, n-am ascult. Se vede că nu e ok. Da, se vede clar că nu. Deci asta e. N-avem ce face. Am dat drumul aici, nu? Da. Deci, 4/6 din cantitatea de cireșe pentru dulceață. 3/4 din rest pentru compot. 3/4 din pier 1 pentru compot. Așa. Și îi mai rămân 2 kg de cireșe. Deci mai rămân 2 kg de cireșe după toată povestea asta. Câte kilograme am folosit pentru dulceață, câte pentru compot. Da. Deci 2 kg. Mai rămân 2 kg, parcă, da? Da. Deci rămân 2 kg. Iar 2, restul care rămâi, 2 kg. Câte a folosit pentru dulceață, câte a folosit pentru compot. Da. Deci, mai întâi facem un segment, adică întregul,
Așa. Și îl împărțim în 6. Daria, așa îmi place 4 pe 6. Deci în loc de 4 pe 6, cât ar trebui să faci? Da, domn profesor. Da. Dacă facem așa, o să fie acolo 2 pe 3 și apoi 3 pe 4. Nu-i treaba asta. Dar nu mi-e place. Nu-mi place 4 pe 6. Nu vă place? Nu, mă revoltă. De ce? Că eu știu să lucrez cu fracții ireductibile. Îl împărțim prin 2. Așa. Deci în loc să spună 4 pe 6, trebuia să fie corectă. Sau corect, autor să fost corect, să spună 2/3 din cantitatea de cireșe, cireșe o folosește pentru dulceață. Da. Și 3/3 din ce rămâne pentru compot. Da. Oricum, deci facem un întreg. Deci haide să ne înțelegem. De acum ești de acord cu mine, nu? Deci da. Nu o să mai stăm pe gânduri, nu ne plac fracțiile reductibile. Deci ne-am întins o capcană ca să ne încurce. O să facem și problema în varianta lui, dar acum ne-am prins noi din poantă. Da. Deci, a avut o cantitate care înseamnă segmentul ăsta, da? Da. După care? Și ne împărțim în 3. Corect. Împărțim în 3. Și una, în 2. 2, 3. Așa. Și segmentul respectiv îl punem jos. Deci, și îmi spune că el a luat 3 pe 4. Deci a luat 2/3. A consumat 2/3. Da. Adică deci așorăm 2 din acestea. Da, așorăm. Și ne mai rămâne un segment pe care îl coborăm. Deci un segment îl coborăm. Asta e restul. Da. Ce înseamnă dacă ne prinde foarte tare. Asta e restul. Iar și el spune că e 3 pe 4 din rest. Adică împărțim segmentul în 4. Da. Și luăm 3. Deci împărțim segmentul în 4. Și luăm 3 dintre ele. Și 3 dintre ele le luăm a doua oare. Și acel segment cel micuț înseamnă 2. Înseamnă 2 kg. Asta da. De aici, da? Deci, acum cu albastru, putem spune... Cu albastru este restul R2. Deci acum... restul R2, ăsta este da. R2, 2 kg. Acum putem spune câte kilograme au fost... Facem 2 ori 4. 2 ori 4 ca să afli... Câte kilograme a folosit pentru compot? Să afli pe R1. Da. Deci 2 ori 4 și aflăm pe R1. 8 kilograme pentru compot. 8? Da, 2 ori 4. Da, i-a rămas 2. Atenție mult! Deci, nu pe toate pentru compot. Păi da. Dar 3 pe 4? Văd pentru compot. 3 din cele 4. 2 ori 3. Așa. Deci numai pe astea 3 le-a folosit la compot. Și atunci, cum una e de 2, înseamnă la compot sunt 6, nu? 6 kg. Deci 2 ori 3 egal 6 kg compot. Așa. Și facem 2 ori 4. Adică 2 ori 4, 4 facem mai întâi 4 ori 3, adică 12 și facem 2 ori 12. Le împărțim pe toate restul în 4. Bun. Și facem 4 ori 3 pentru la fel și de 12 și facem 2 ori 12. 2 ori 12. Da. Asta 2 ori 12 ce ar însemna? Întregul. Cantitatea totală. Da, cantitatea totală. Total. Nu ți-ar fost mai bine așa? Asta înseamnă 8. Da. Adică asta înseamnă 8. Da. 8 kg. Și la 8 ori 3? Și 8 ori 3, 24. Sigur. Deci aceeași poveste, da? Da. Deci, atenție. După ce ai văzut, ai completat o treime, care înseamnă 8 ori 3, 24. Dar cine, și cum ai făcut tot? Tot așa a ajuns. Tot așa și pentru dulceață câte kilograme? 8 ori 2 pentru dulceață. Așa. 8 ori 2 pentru dulceață. Deci, cei care aveau de făcut problema asta, fără să facă partea asta figurativă, n-ar fi avut nicio șansă. Și încă ceva, Daria, încă ceva foarte tare,
lucru cu patru șesimi ne încurca. Corect. Trebuia să împărțiți în 6. 6, luăm 4 din ele. De fapt, trebuia fiecare din astea în 2, ca să am 6. Deci asta ar fi fost. Și șmecherul de autor ca să ne încurce. Asta ar fi fost cu 4 șesimi. Să lucrăm, nu? Uitați, fiecare în 2 și am șesimile. Și luam 4, adică același lucru. Iată! Iată că, încă o dată, 4 șesimi este de parcă aș spune 2 treimi. Ce mai vrem? Mai mult decât asta. 4 șesimi, parcă am spune 2 treimi. Da? 4 șesimi, de parcă am spune 2 treimi. Da? 2 treimi. Superb! Așa trebuie văzut. Dacă colegii mei, învățătorii, vor înțelege și profesorii pe urmă, ca atunci când predau fracțiile, să o fac în felul ăsta, iar utilitatea fracției se va simți de aici încolo. De aceea, când o să trecem la operații cu fracții, înțelegem cât de important să lucrăm cu fracții, pentru că fracțiile se regăsesc în tot felul de probleme. Mergem mai departe și să zicem. După ce a vândut 26 de litri de lapte și încă jumătate din cantitatea rămasă, un comerciant constată că i-au mai rămas 3 pe 8 din cantitatea totală. O să spui din nou, te rog? Bineînțeles, am spus de 1000 de ori. Câți litri de lapte erau la început? Foarte tare, smart. Spun de 1000 de ori. Adică, spune-mi de atâtea ori cât e necesar pentru ca să înțelegem problema. Înțelegem, corect. Asta e cum. Deci, după ce a vândut 26 litri de lapte și încă jumătate din cantitatea rămasă, un comercian constată că i-au mai rămas 3 pe 8 din cantitatea totală. Deci, hai să figurăm cantitatea totală. Nu știu de ce, vin mai greu să mă apuc de... Așa ca să... Dar mai rămas... să ne notăm datele. Da, hai. Da. Merge. După ce a vândut... După ce a vândut 26 litri lapte, plus și încă jumătate din cantitatea rămasă, plus o doime pe din ierul, nu din rest. Da, din jumătatea rămasă, din cantitatea rămasă, corect. Un comerciant constată că au mai rămas 3 pe 8. Constată? Toată cantitatea. Că rămân 3 8 din cantitate. De lapte, deci, erau la început. După ce vine 26 de litri de lapte și încă o doime din cât a rămas? Din cantitatea rămasă. Da. Un comerciant constată că i-au mai rămas 3 pe 8. 3 pe 8. Păi, mai rămas 3 pe 8 din toată cantitatea. 3 pe 8 din toată cantitatea. Așa. 3 pe 8 din cantitatea totală. Din cantitatea totală. 3 din cantitatea totală. Clasa a patra facem aici, da? Pare, din cât e întregul ăsta? Păi... Dacă e rămân 3... 26 de litri plus jumătate din... Din... Cantitate. Din cantitatea rămasă. Rămasă. Și merge. Da. După ce vând 26, s-a uitat el și mai vinde jumătate... A, minus 26, minus 1 cu 2. Bine, facem cu segmente. Și rămân la, 3 pe 8. La algebric nu ne ducem foarte. Da. Mai, rămânem aici noi la... Și după ce vinde și jumătate din cantitatea rămasă, constată că îi rămân 3 pe 8. Oare... Așa e miezul problemei. Exact. Îi rămân 3 pe 8. Oare întregul... La cât să-l împărți? Întregul îl împărțim în 8. În 8? Super. Corect. Deci întregul îl împărțim în 8 și zicem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După ce îl împărțim în 8. Luăm 3. Îi rămân. Hai să plecăm cu cât îi rămân. Îi rămân 3 optime. Ăsta rămân, da? Da. Înseamnă că pe ăsta aici o vândut tot. Ăsta e ce i-a rămas lui. Da? Restul care a rămas. Și pe acestea le împărțim în 2.
În atenție multă. Da, deci. Deci, acelea trei. Ce se află în cantitatea asta de 5 optimi? 26 și jumătate. Și jumătate din toată cantitatea rămasă. Adică din 8 împărțit la 2. Deci după ce vine 26 și 1 pe 2 din cantitatea rămasă, constată că îi mai rămân 3 pe 8. În secvenții 26? Nu te grăbi. Deci facem 8 împărțit la 2. Deci jumătate ar fi 4. Păi după ce vin de 26, Daria? Păi da. Vin de 26. Și după aceea, jumătate din cantitatea rămasă, vă spun profesor. Un pic. Deci, Daria, după ce au vândut, nu știu cât, un segment și un pic, habar n-am. Dar cert este că după ce au dat o bucățică din asta, eu rămas ăsta. Da. Vin de jumătate. Da. Vinde de acum jumătate din asta și rămâne asta. Deci după ce vinde, că o fi fost un segment, că o fi fost un segment și un pic 26 litri, aia nu știu. Da. Dar cert este că de aici încolo, din toată care a rămas, vinde jumătate și ajunge aici. Deci, din toată asta, vin de jumătate, jumătate rămâne. Deci, practic, el a luat, ca să vândă jumătate și ca să-i rămână trei, practic, el a luat două segmente. Foarte tare. Deci, aici trebuie să mă opresc. Da, pentru că... Că jumătatea... Jumătate trei și ca să-i aici, trei în partea asta, ca să fie jumătate. Două segmente egal cu 26. Deci, 26 împărțit la 2, ca să fie un segment. Asta e tare. Deci, așa trebuie să vedem. Deci trebuie să prindem miezul problemei, Daria, da? Da. Deci insistența mea era maximă pentru a te dirija acolo. Adică acolo ce-a însemnat. Vinde nu știu cât. Dar cert este că mai vine jumătate din ce-a rămas și știu că rămâne asta. Adică rămân trei segmente, încă trei segmente, aici mă oprește. Ca să vorbesc de jumătatea a ceea ce urma. Vezi, dacă ce înseamnă să citim de 1000 de ori? Știi, nu fac din asta decât o singură observație. De ce mă disting de foarte mulți? Că am curajul să vorbesc în fața problemei, la prima citire, corect, și să prind miezul problemei. Da? Deci, aici am vrut să vă chip. Deci, eu am fost atenționat scurt de faptul că e la jumătate și a rămas jumătate au rămas dacă... Au rămas jumătate și atunci m-am zis, hop, înapoi trei segmente ca să fie întregul. Mm-hmm. Aici. Aici. Corect. Aici am punctat foarte tare. Da? Și deci acum am înțeles bine că aici s-a aflat el cu 26 de litri. De ce eu rămas cele... Da. Câte? Noi putem să facem de... 6 segmente. Mai vândut jumătate. Jumătate, tot vândut 3 și rămas 3. Corect. Cât de clar este. Corect. Acum facem 26 împărțit la 2. Corect. Deci acum, după toată figura... Și bine, cei care redactează, spun 26 de litri, vândute, da? Corect. 26 împărțit la 2, 13. Da. Și ăsta un este... Un segment este 3. Dar eu așa aș face. Deci pentru colegii mei, pentru prietenii mei care sunt profesori și învățători, le sugerez ca să figureze segmentul acesta după ce au vândut cei 26 de litri și să-l împartă încât așa, acolo coboară, cum am învățat noi, coboară până de sus. Da. Da. Și avem cele 6 optimi, după care vin de jumătate, așa, și ce rămâne, aici ce rămâne. Aici este. Da? Ăsta, acestea trei rămân și clar, ăsta este restul al doilea, ar veni, nu? Da, sau primul, da, restul doi.
Și e. Restul unul e tot mijlocul. Segmentul. Acum, e mijlocul, cel acum, galben care l-a făcut sau verde. Cum asta este erorul ăla. Acum putem afla cât este un segment. Ia să vedem. Când 26 împărțit la 2. Sigur că da. Deci acum ca să vedem un singur segment. 26 deci o optime, Daria, vei spune așa. Da. O optime e egală cu... Un segment înseamnă 1 din 8. Adică dacă sunt 8 teste, o optime este egal cu 26 împărțit la 2. Deci o optime este 1 pe 8, pardon, 1 pe 8 este egal cu cât cu... 26 împărțit la 2 și egal cu 13 litri. O optime este egală atât cu 13 deci atenție, o optime din... Din cantitate, din cantitate este egal cu 13. Asta e egal cu 13. Și cât este cantitatea? 13,8. Sigur că da. Deci 13, cantitatea, dacă notăm cu x, deci o optime din x, înseamnă ori x, egal cu 13. De unde rezultă că x este egal cu 13,8. 13 ori 8. Și iată cum ușor ne ducem spre ce înseamnă mulțiri de fracții, tot felul de lucruri frumoase. X este egal cu cât? 100... 104. 104 litri. Și am terminat problema. Foarte frumoase. Vezi cât de interesante sunt dacă știm să folosim metoda figurativă pentru lucru în cazul acesta, da? La camera am dat drumul. Da. Am dat 21. Așa. Și câte ore mai sunt? Erau 8 ore și un sfert. Acum câte ore indică de sub? 6 ore și? Indică. Da, 6 ore și 58. Înseamnă că am dat și data trecută. Azi, da, da. Asta, asta nu s-a aflu. M-am liniștit. Bun. Acum facem exerciția cele mai lungi sau problema? Facem problemuțe. Ai avut așa starea asta de bine, acum poți să ieși din ea? Mai facem probleme. Uite, pe o farfurie sunt bomboane. Te-ai venit. Preferată Marie. Da. Maria a luat jumătate din numărul bomboanelor și încă 3. 1 pe 2 plus 3. Nu, 1 pe 2 și 3, lasă. Deci, Maria... Deci, pe o farfurie sunt bomboane. Maria a luat jumătate din numărul bomboanelor și încă 3. O jumătate... Din X, din numărul din bomboanelor. X numărul bomboanelor. X e dat cu X, numărul scrie, dacă bomboanelor. Și 1 pe 2 din X plus 3. 3. Da. În prima fază. Da, prima fază, da, Maria. Fratele ei a luat o treime din bomboanele rămase. Și încă 3. O treime din ier 1. Din ier 1 plus 3. Și încă 3. Iar pe farfurie au mai rămas 3. Pe farfurie ier 2 egal cu 3, nu? Ier 2 egal cu 3. Da. Și câte bomboane au fost pe farfurie? Păi da, așa vreau idee. Ia deci, stai puțin. Facem un întreg. Facem pur și simplu așa un segment. Corect. Și luăm jumătate din el. Bun. Și încă 3. Și încă o părticică. Să punem acolo încă 3, da? Da. Care sunt toți. Apoi, din cealaltă jumătate... Deci acum o coborâm jos, de așa. Da, o coborâm jos. Da. Și practic din aceea luăm o jumătate și încă un segment. Nu, o treime. Păi o treime. Da. Păi da, adică o treime e o jumătate și încă un segment. Nu, o treime e unul din trei. Păi da, adică nu, jumătate. Punem trei segmente. Deci împărțim între asta, vreau da. Să aștept de la tine. Încă trei segmente, împărțim asta foarte bine. Împărțim în trei. Și luăm o treime, adică luăm asta o una și încă 3. Și încă ceva, da? 3. Și rămân 3. Și toate care rămân, așa, rămân 3. Dar eu nu am acolo două segmente să-mi dau eu seama cât e un segment.
Și putem să facem 3 plus 3, ca să vedem câte sunt două segmente. Ca să avem două segmente întregi. Pentru că noi avem acolo un segment și încă ceva. Așa. Și practic deci, putem la cel să ceva. Adaugi pe cele 3. Da, care ca să facem două segmente întregi. Să completăm astea două segmente. Da. Facem 3 plus 3 deci, și asta. 3 plus 3 egal cu 6. Două segmente, nu? Segmente. Da, două segmente. Și să notăm segmentul cu A. A. A și A. A, atâta este, da? Hai să punem alte culori, că așa ne-am putut și noi. 6 egal cu 2A. Deci A. Da, stai. A este așa. Și A așa. Adică, tu ai spus bine, completez cu acest 3 și cu 3-ul care rămăseseră fac 2 de 3 înseamnă 2A. Da. 2A, da? 2A. Și deci, atunci, un singur A... A este egal cu 6 împărțit la 2. Cu 3. Deci A este egal cu 3. Așa că, dacă A egal cu 3, înseamnă că el, practic, a luat două segmente. Fratele, a luat două segmente, ca egal cu 3. Adică a luat un segment și încă 3, adică a luat un alt segment. Oh, corect! Deci fratele ia... Fratele ia două segmente și sora lui a luat 4 segmente. Pentru că jumătatea sunt 3 segmente. Jumătatea e 3 segmente. Și ea a mai luat încă 3, adică încă un segment. Deci sora lui a luat 4 segmente. Deci după ce ai descoperit că un singur segment este de 3, înseamnă că ăsta și 3 erau este... Erau 7 segmente în total. Deci le ducem pe ăsta toate sus, Daria, da? Da. Le ducem sus și am aranjat 3 și încă 3 care le luaseră. Da. Și atunci... Erau 7 segmente. Da. Dar cât a luat? O doime, da? Da, i-a luat jumătate, adică a luat 3 și încă 3, adică 3 era un segment. Atenție, că a luat jumătate și încă 3. Păi da. Adică ia din cantitate, i-a luat jumătate și încă 3, adică încă un segment. Și cât a luat total? 4. A luat 4 segmente, 3 plus încă 1. Dar e drag la tine, mai mult atenție. Tu ești în stare să-mi dai răspunsul corect. Așa, deci. Uite-te atentă. Fii foarte atentă, că e o capcană ușoară. Nu poți să picinea, n-ai voie. Deci. Câte bomboane erau? Am luat 7 la 3. Câte bomboane erau în farfurie? La asta vreau să răspuns. Gândește bine. Ai sigur șansă să răspunzi. Și este în fața ta scris. Da. Mă gândesc. Deci, după ce ia o jumătate din toată, deci până aici este o jumătate până din unde este toată. Jumătate, da. Deci până aici jumătate și încă 3. Și încă 3. Ia jumătate și încă 3. Acum, fiindcă știm bine, până aici am încă 3. Mm-hmm. Da, și încă 3. Ia jumătate și încă 3. Ai văzut unde e jumătatea? Deja ai și 3 puși. Jumătatea e două segmente. Cât? Două segmente. Până două segmente. Jumătatea... Două segmente de astea. Asta și asta. Corect. Dar unul de ăsta, câte are de astea mici? 4. 4. Și asta cât va avea? 2. 4? Că de-aia e jumătate. Păi dacă de-aia e jumătatea tot întregului. Deci ea este jumătate din tot ăsta. Ai înțeles? Deci, iată, ăsta a fost așa întregul. Am luat jumătate și încă 3 și ăsta i-a rămas.
tu ai adunat la cele trei segmente, încă pe cele trei, adică încă un segment, și ai făcut, ai ajuns la jumătate aici. Adică cât e jumătate? Adică jumătate e 4. 4 segmente. Deci facem 3 ori 12. 3 ori. 12 este 3 ori 4, 12 este da. Jumătatea. Da. Iar întregul? 24. 24, după cum pare. Dar nu prea ți-a fost clar. Aici, aici a fost un pic depășit. Unde e? Hai, acum suntem cinstiți. Ce te-a surprins? Dacă data trecută ai făcut... Da. Pac. Și a fost fain. Aici ai stat-o și ai bălbuit un pic. De ce? Dar de ce? Hai să vedem unde e, unde e. Unde deci n-ai prins eu? Nu am prins că erau acolo 4 segmente. Aici deci care e jumătatea? Sigur că da. Deci jumătatea e formată din 4 segmente. Tot am insistat, tot sper. După ce a luat jumătatea, adică până aici, mușcă din cealaltă jumătate. Mușcă încă 3 din cealaltă jumătate. Adică e clar că alea trebuiau adunate la ce a fost alea 3 segmente, încă unul, din tot de 3 s-a întâmplat să fie, da. Și din 4 segmente. Deci jumătatea din 4 segmente, asta a fost mezul problemei. Jumătatea întregului din 4 segmente. Corect. Așa. Și atunci totul este perfect. Încât, ce vom redacta aici? Deci, cine este ăsta? Mihai sau cine? Deci, prima a fost Maria și al doilea fratele ei. Fratele. Fratele. Fratele, da? Fratele egal cu o treime plus 3, deci vine 6. 6, nu. Că 3 au mai rămas. A, așa, așa. Deci 6. 6 bomboane. Maria, cine mai mult? Iar Maria. Câte bomboane am mâncat, dar eu Maria? Maria, da. Pe Maria a mâncat 12. Și plus încă 3. Ia uite, jumătate din toată cantitatea plus 3. Plus 3. Plus 3. Mai că era 15, nu? Adică ia 15 și plus 6. Da. Maria, 15 6. Bomboane. Păi 3 ori 3. Adică nu 6. Da, da, rămân 3. Tu nu te uiți la problemă? Rămân pe farfurie 3 bomboane. Care nu le mănâncă nimeni. Da. Deci, ăsta au rămas aici. Da. Și au rămas, el a mâncat pastă, două, cu galben. Hai să le punem am mâncat o treime plus încă trei, adică... Așa, da. Plus ceva, nu știm noi cât să le ducem. Da. Ne-am dus, am completat-o chiar atât. Asta e pentru Mihai. Sau fratele, cum să fie chemat el. Deci asta, un cartel 6. Bombani. Și Maria. Șmecherea. Care și 15. Aici 15 bomboane. Și ultimele 3 sunt rămase pe farfurie. Și astea 3 cu albastru au rămas pe farfurie. Da? Astea au rămas pe farfurie. Hai să vedem miezul problemei. Hai să vedem miezul problemei. Păi. Cum am depărat-o. Mai am luat un întreg. Și l-am împărțit în jumătate și încă trei. Și încă trei. Apoi, din ce a rămas, l-am împărțit în trei și am luat două. Așa. Și ne-am dat seama cu segmente trei. Deci, apoi am spus că fratele a luat două segmente și sora a luat jumătatea segmentelor, adică patru și încă trei. Și noi am spus că erau 12... că au fost câte segmente? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câte au fost? 8 segmente, da, așa. Erau 8 segmente și am făcut după aceea 8 ori 3, pentru că atâta trebuia. Și am dat numărul bomboanelor. Da. Daria, ca să spunem că tu ești profesoară și acum ai înțeles într-o măsură problema. Să știi ce spun eu acum, se întâmplă foarte des multora dintre învățători. Citesc o soluție undeva, o înțeleg într-o măsură, dar cel mai spectaculos lucru este să ajungă să fie în fața copilului să-i explice. Da? Iată-mă, eu acum îți propun așa, ție. Închipuiți că ești profesoară și că ai înțeles un pic din problemă, cam după mine, cam 40% ai prins-o,
Dar cu 40% nu te poți duce în fața copiilor și să le explici lor. Trebuie să faci acum niște eforturi maxime ca să găsești o formă de reprezentare încât copiii să înțeleagă așa, din prime, din prima. Ok, mă gândesc. Da, păi neapărat asta îți propun acum. Să vedem, deci trebuie să mă gândesc. Deci împărțirea asta pe care am făcut-o noi cu un două și nu știu ce, nu este atât de fericită încât copiii să înțeleagă foarte bine. În câte ar fi trebuit să împărțim întregul? Asta e întrebarea, ca să te ajut. În 8. În 8, asta e. În 8. Este excepțional. De aici. Deci după ce ai văzut și ai prins problema, îți dai seama că reprezentarea asta n-a fost tocmai fericită. În 8 este mult mai deșteaptă. Și de ce? Ia să vedem. Păi, începem cu 8, da? În 8. Da. Deci, cum e fericită împărțirea? În 2. În două, în două, în două, și iarăși fiecare în două, da? Două, da. Deci după ce știi și soluția, după ce știi tot, îți permiți să refaci problema. Tu, ca învățătoare, acasă, după ce ai citit soluția de undeva, acum trebuie să o frămânți, soluția aceea, să o faci cât se poate de explicită, ca îndată când ajungi în fața copilului, ei să priceapă. Și spui, nu, n-a fost fericită, prea fericită chestia aia cu bidouă. În 8 ai zis acum, foarte tare, pentru că învăță că jumătatea înseamnă ce? Jumătatea înseamnă 4 segmente. Da. Știi, vreau să vreau învățătoare din tine să fii foarte atentă, că eu acum stau de vorbă cu tine. Și acum, în clipa în care faci asta, spui, copii, să vedeți acum. Tu la școală vei încerca să o faci cu pendou, nu prea înțeles ei. Am o idee. Ca și mine spui acum. Oare cineva ar ghici mai bine cât să fie împărțit în câte părți și tu și eu o să spună? Daria este prin clasă pe acolo, o Darie, așa, și care îți va spune, în 8. Și acum tu ești de acord. Formidabil. Ce interesant este în 8 dacă facem copii. Ce ar însemna jumătate? Ce ar, nu. Bun, în afară de faptul că există acolo, dar jumătatea ce ar însemna? Adică 4. Adică 4. Foarte important. Și apoi, câte rămân? 4. Păi stai să vedem. Așa. Păi facem 4. 4 segmente. Și încă 3. Astea sunt bomboanele pe care le-am mâncat. Maria le-a mâncat. Și încă 3. Și încă 3. Încă 3. Da? Nu ar da segmentul întregului, nu știu. Nu știu, nu știu câte e. O fi până aici, o fi chiar acolo, o dincolo, o fi încă 3 bomboane. Da. Acum, din ce rămâne copii? Din segmentul care rămâne, îl punem jos. Da. Da. Și luăm 3, nu scuze. Deci îl coborâm pe segmentul acesta, e restul. Îl împărțim în 3. Restul, vorbim de o treime, îl împărțim în 3. Așa. Ce bine ar fi să fie exact bucata asta, zici acum prima problemă, când ne-ar fi fost foarte bine să fi fost până aici. Da. N-am avut fericirea să spunem. Putea să fie chiar până aici sau să fie depășit. Pentru început, suntem un pic obraznici. Da. Și să zicem că ar fi fost chiar până aici. Că chiar ne-ar fi trebuit foarte mult asta, zici tu. Da, ar fi fost chiar fericit să fi fost așa. Hai să ne închipăm că ar fi așa. Dacă se leagă problema, înseamnă că e minunat. Și spui pe urmă. Consumă 3... O treime. O treime. Consumă o treime, adică... Din astea 3 o treime. Iată, iau pe asta. Ia doar una. Da. Și îi rămân acelea... Ia, o treime și încă 3. Și încă 3. Și îi rămân 3. Și rămân 3. Ce bine ar fi. Cum au fost 3 aici copii? Da. Cum au fost 3 ăsta în segment? Te-au forțat să luăm pe ăsta. Da. Și dacă am făcut chestia asta... În segment fiind 3... Da. Și mai rămân 3 în farfurie, înseamnă că nu da, facem 3 răbdori și 4. Așa, și acum ne merită foarte bine. Deci înseamnă că aici este restul care au rămas de 3. Ăsta l-au luat și încă 3, nu? Da. Deci, practic 6, 3 și 3 aici.
6 bomboane și începe problema să se depine înapoi și atunci totul curge mult mai bine. Da? Curge mult mai bine. Dar, repet, asta după ce am făcut problema în varianta aceea care a venit început. O doime, o nu știu. Deci împărțirea în 8 oferă șanse în plus pentru înțelegere. Da. Dacă îmi spunea și nouă asta, ce fericiție, da. Da, dar totuși autorul zice 1 pe 2 și 1 pe 3. Deodată îți vine 6. Deodată îți vine 6. Da. Da, da, plus 3, plus 3. Ăsta, jocul ăsta cu plus 3 te duce spre 8. Te duce spre 8 segmente. Da, dar deci el asta gândește. Spre 8 segmente te duce. Înțelegi, că e 2 ori 3, 6 inițial și da, plus 3, zici, bă, dacă-s 8. Da, tocmai aceeași segment se tot plimbă. Da. Plus 3 și rămân 3. Exact. Și rămân 3, exact. Segmentul care rămâne, asta te împinge să o faci așa. Bun. Mai am, domnul profesor. Sigur că da, mă rog frumos. Mai am. Uite, mai facem încă o problemă, Daria, și după aceea oprim lecția și facem partea a doua cu fracții. Da. Adică cu operații. Da. Operații cu fracții, da? Pe terenul de sport sunt mai mulți copii. Dintre ei, 3 pe 8 joacă fotbal. 3 pe 8 joacă fotbal. 3 pe 8 joacă fotbal. Trei cincim din rest joacă volei. 3 cincim din iar 1 joacă ce? Volei. Volei. Iar restul se plimbă cu rolele. Iar 3. Iar 2. Iar 2, da. Iar 2 cu role. Role. Câți elevi sunt pe teren dacă cu rolele se plimbă 8 copii? Iar 2 ăsta cu role, iar 2 egal cu 8. 8 copii. 8, da. Mai citesc, da. Mi-am scris la teren. Pe terenul de sport sunt mai mulți copii. Da. 3 pe 8 dintre ei joacă fotbal. 3 pe 5. 3 pe 5 din rest? Din rest? Joacă volei. Joacă volei. Iar restul se plimbă cu rolele. Adică 8 copii. Câți elevi sunt pe teren dacă cu rolele se plimbă 8 copii? Știi ce fericită sunt, mama? Că mi-ai dat o exactă. Da? Gente, rog. Doamne, ce-mi place. Adică întreb în cât să-l împart. Da. Pot să vă dau răspunsul de acum, dacă doriți. Ai întâlnit, te rog. Dar noi vrem... 32. 32? Bine. Hai să vedem. 32 de elevi. Da. Înseamnă? 3 optim. 3 optim. 3 optim. Adică fără din 32. Da. Egal cu... Ce înseamnă? Păi, 32 împărțit la 8. Ori 3. Adică 32 împărțit la 8, 4. 4 ori 3, 12. Deci 12 sunt cu fotbal, da? Da. Fotbal. Da. Da. Apoi 32 împărțit la 5 ori 3. 32 împărțit. Minus 12. 32 deci din 32 trebuie să cadă pe cei de la fotbal. 32 da? Minus 12. 32 minus cât? 12. 12 egal 20. 20 împărțit la 5 ori 3, adică 4 ori 3, tot 12. Deci 3 cincimi din 20, din 20, egal cu, ai spus tu? 20 împărțit la 5, 4 ori 3, 12. Ori 3. Și 20 minus 12, care dă 12. Deci face tot 12. Și 20 minus 12, care dă 8. 20 minus 12, egal cu 8. Care pentru sunt cu role. Pentru că cu... Să vedem eu, cu segmente. Eu nu știu. Eu cred că ai avut baft. Mana, știți de ce? Știți cum am făcut? Cum? Așa, deci. Mi-am dat seama. Mama a dat un fix. Cu 8 acelea, întregul care l-am împărțit așa în 8 minute. Și am luat 3. Au rămas fix 5. Și acelea 5, așa, 3. Au rămas 2. 8 împărțit la 2 ca să aflu în segment. 4, 8, 32. A, dar ești rapid de rău, măi. Ai avut baftă. Diferența de 38 de 5. Păi de ce am spus că ai dat la fix? La fix? Așa, și mă scuzați, a zis asta ultima problemă, nu mai puteți să mă fie.
Da, te dur de tot. Deci nu vrei să modifici un pic acolo. Nu, nu, deloc. Hai să schimb ultima. Problema dumneavoastră. Bun, să facem și cu sentimente pentru ceilalți. Dar e foarte tare. Deci, ai prins, noi am avut o discuție de asta, într-un alt de probleme, că acele probleme care se fac cu diferența 3, 8 din, sau 8 scăzut 3 fac 5 și se împart chiar la același lucru, este cea mai fericită situație. De-aia merg și repede. Deci a mers și repede. Dar să facem totuși segmentele pentru ceilalți. Pentru copii. Prietenii noștri. Deci facem... Întregul împărțim în câte dar ea? În 8. În 8. În 8. Tașoară. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. După care? Cât joacă fotbal mama? 3 pe 8. 3 din 8. Scoatem 3. Deci 3 optim. Joacă fotbal. Scoatem. Ăstea la fotbal. Da. Acum din rest. Din rest, care e fix 5. Hai să-i pasta mare. Am luat 3 și 5. Dintr-un întreg, dacă scoți 3, din 8 optimi, dacă scoatem 3, rămân 5. Corect. Deci, la scăderea optimilor. Ăsta, ăsta de aici, da, e restul, pe care îl împărțim în 5. 5, da, și luăm 3. Așa. Rămân 2, 8 copii, 8 împărțirea 2, că se merge. Da. Deci rămân în 5, așa cum spuneam, dar am vrut să reprezint. Că ăsta este primul rest. Da. Da. Și luăm 3. 3 din 5, corect. Ăstea joacă volei. Da. Și rămâne restul care va fi, asta îl coborâm și mai jos. Da. E format. Din cei care merg pe role. Deci ăștia sunt cu role. Sunt 8. Numărul lor este 8. Da? 8 împărțit la... Uite cât e declar. 8 împărțit la 2. 2 egal cu 4. Și ăsta e un 4, un singur segment. Și atunci... Știți ce m-am bucurat când am văzut că e 3 pe 5? 8 ori 8 ori 4, 3 ori 2. 4, 3 ori 2 de copii. Și termină cu problema. Norocul meu că n-aveți voie să repetați. Da, eram pregătit cu 4-7. Eram pregătit cu o problemă